românilor în acest moment, Ludovic Orban. Cu zâmbetul pe buze. Bănim că nu-l vedem pe masă. Cunoașteți foarte bine, între conceptul nostru de campanie a fost un concept foarte clar. Dezvoltarea comunităților locale prin investiții, prin crearea de locuri de muncă, prin dezvoltarea infrastructurii, prin creșterea calității serviciilor și până la urmă creșterea nivelului de civilizație. Pentru asta am votat. Pentru oamenii care îmi garantează că pot să îmbunătățească viața oamenilor în comunitățile locale, pentru candidați care au proiecte de dezvoltare serioase ale comunității locale. Ați văzut că era coada asta și dumneavoastră aproximativ 30 de minute până ați reușit să votați. De ce se întâmplă asta? Pentru că sunt niște reguli de protecție a sănătății care sunt necesare pentru a diminua la maxim posibil riscul de transmitere a virusului în cursul procesului electoral. Am fost pregătit să stau și mai mult, vă spun sincer, după ce am văzut la televizor imagini cu cozi, eram pregătit să stau și mai mult. Sigur, oamenii ar trebui să urmărească cum e procesul și se poate vota pe parcursul întregii zile. I-am rugat și am și luat legătura, mă duc acum la Ministerul de Interne, am luat legătura și cu președintele AEP, să aibă grijă să fluidizeze pe cât posibil votul, astfel încât durata de așteptare să fie cât mai mică. A fost o problemă. Pe de altă parte, odată la 4 ani ne votăm primarul, președintele Consiliului Județean, Consiliul Județean, Consiliul Local și e bine să participăm la această decizie, pentru că de votul fiecăruia depinde cât de bine va fi administrată comunitatea locală. Regulile se respectă în interior, da, și cu buletinul... Da, 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 chiar de dezinfecția la mâini de două ori s-a produs, nu e trecut în dezinfecție înainte de local, e și la intrarea în școală și la intrarea în secția de votare. Numărul de persoane maxim în secție se respectă, chiar au fost mai catolici decât papa, cum se zice. Puteau să lase mai mult să voteze în timp ce am votat eu. Probabil au considerat că trebuie să mă lase să votez. Astea sunt procedurile. Am încercat să asigurăm prin reglementările pe care le-am stabilit reguli care să protejeze sănătatea oamenilor, să dăm un semnal clar că cine vine la... Da, l-am ascultat pe Ludovic Orban. Continuă cozile, doamnelor și domnilor, la liceul Jean Monnet. Foarte multă aglomerație. L-așteptăm și pe președintele Klaus Iohannis să vină la vot. Îl veți vedea, evident, votul domniei sale în direct la România TV. Revenim după o foarte scurtă pauză. Rămâneți cu noi!